În continuare, bineînțeles, Manolache Florin a venit cu o întreagă echipă. Cristea Cristian, în vârsta 11 ani jumate, a studiat pianul de la 6 ani, studiază clarinetul de un an. Elev la Colegiul de Arte din Ulipati, a participat la concursul de la Piatra Neamț Emanuel Elenescu, obținând locul întâi. Deci, vreau să vă spun, majoritatea dintre voi știți ce înseamnă școala, liceul nostru, majoritatea dintre copiii ăștia sunt acolo, au rezultate foarte, foarte bune la școală, clasic, foarte important. Au început să cânte stilul ăsta lăutăresc și foarte, foarte de apreciat. Deci ei, dacă vrem așa, muncesc de două ori, muncesc la școală cu un alt ton, mă refer la clarinet, la vioară la fel. Alt ton și la muzica lăutărească se concentrează și cântă altceva. Foarte, foarte de apreciat. Cristea Cristian. Mulțumim.